Salut tuturor! În primul rând îmi cer scuze pentru ploaia care se aude. Am așteptat până acum pe după masă să se oprească o dată ploaia ca să pot să filmez pentru voi, să nu se audă, dar se pare că este potop afară, așa că va trebui să suportați sunetul de ploaie de pe casa mea. Bun, și astăzi am pentru voi un TMI tag, care înseamnă Too Much Information, și sunt în total 50 de întrebări, așa că trebuie să trecem la treabă pentru că am foarte mult de vorbit. Ce porți? Port acest plovăraș de la, cred că este Bershka, da, de la Bershka. După care am o pereche, na, nu cred că vedeți, o pereche de colanți de la Zara și niște șosetuțe albastre. Ai fost îndrăgostită? Da, am fost odată. Ai avut o despărțire dureroasă? S-ar putea spune și așa, am trecut prin despărțiri dureroase. Cât de înaltă ești? Am 1,63. Cât cântărești? Am 52 de kilograme din câte țin eu minte. Între 52 și 53, cam așa. Variază. Tatuaje? Da, am 4 tatuaje în total, pe care vi le voi arăta în alt clip. Voi face un clip separat, dacă vreți, desigur. Și un tatuaj pe care pot să vi-l arăt acum este acesta de pe mână, pe care voi îl vedeți mereu în clipuri și mereu mă întrebați dacă am tatuaj. Da, este un tatuaj. Și mai am încă 3. Piercing-uri. Teoretic, piercing este și cercelușul ăsta de aici. Am avut și în limbă, în buză, am avut mai multe în ureche și cred că am avut și în nas, dar le-am scos pe toate. Mi-aș mai face în limbă, chiar mi-aș mai face. Și în ureche. Dar asta, în rest, nu mi-aș face. OTP, care înseamnă un fel de un cuplu din online preferat. Probabil că ar fi Chuck și Blair din Gossip Girl. Și... cam atât. Serial preferat. Am 2 seriale preferate. Și, de fapt, 3. Dar la mine așa e mereu. Eu nu pot să aleg o singură chestie. Am Gossip Girl, Friends și Sex and the City. Formații preferate. Nickelback, Hinder, Theory of a Dead Man, ce ar mai fi? Sincer, acum când sunt obligată să mă gândesc la formații, nu vine nimic în minte. Mai sunt, chiar mai sunt, îmi plac chestii, dar nu vine acum. The Pussycat Dolls, chiar nu vine. Ceva ce îți lipsește? Sincer, este senzația aia pe care o aveam de obicei în vacanța de vară, în care nu făceam nimic, n-aveam nimic de făcut, era așa după masă, foarte cald afară, bătea soarele și nu știu, n-aveam nimic de făcut, îmi sunam prietenii să ieșim pe undeva, ne plimbam, ieșeam în parc, îmi este foarte dor să mă plimb ziua în mijlocul săptămânii în parc, pe stradă. Acum aș merge cu căței, dar nu știu, pur și simplu mi-e dor să n-am nimic de făcut. Melodia ta preferată. Îmi schimb melodiile preferate foarte des, dar momentan îmi place foarte mult Katy Perry, Dark Horse. Ce mai îmi place? Ce sunet a fost ăla, nu știu. Aș merge pe Katy Perry, Dark Horse. Câți ani ai? Tocmai aici am împlinit săptămâna trecută 23 de ani. Zodia ta. Eu sunt zodia berbec, cu ascendent tot în berbec. Eu sunt un berbec născut. Ce calitate cauți la un partener? Sincer? Foarte greu să descriu ce caut eu la un partener. Cred că calitatea numărul 1 ar fi să mă înțeleagă. Asta mi se pare cel mai important, să mă înțeleagă, pentru că... să mă înțeleagă. Quote-ul preferat. Tot răul spre bine. Și cam atât. Tot răul spre bine ar fi. Actor preferat. Sincer, cred că am un actor preferat. Îmi place foarte mult de Adam Brody. Deci, ce mai îmi place? E tipul ăla care a jucat în Chuck. Și de vă dați seama cât de mult îmi place și cât de preferat este, dacă nici nu știu cum îl cheamă. A, și mai îmi place Jason Statham. Da, îmi place foarte mult de el. Și Gerald Butler. Da, cam așa, cam așa. Culoarea preferată? Turcoaz, peliții, și roz. Îți place muzica tare sau în surdină? Mie îmi place muzica tare și în mașină ascult muzica la maxim, pentru că îmi place să cânt, să mă distrez, să simt așa vibrațiile muzicii.
Unde te duci când ești tristă? Sunt două locuri. Ori stau în pat și mă uit la seriale și nu mă mișc din pat și stau capul în pernă și plâng. Sau mă duc și mă plimb de nebună prin oraș. Cam astea sunt cele două locuri în care mă duc. Fie mă duc și mă plimb în gol așa și studiez lumea din jur, sau stau în pat și îmi plâng de milă. Cât îți ia să faci duș? De obicei, dacă nu mă spăl pe cap, îmi ia în jur de 5-10 minute și dacă mă spăl pe cap, în jur de 20 de minute, pentru că trebuie să stau, să-l pieptăn, să-l dau cu balsam, cu mască și așa mai departe. Cât îți ia să te pregătești dimineața? Sincer, nu îmi ia foarte mult, mai ales că mereu mi-e place să dorm și mereu mă trezesc mai târziu, așa că trebuie să mă grăbesc. Aș zice cu totul de când mă dau jos din pat până când ies pe ușă, în jur de jumătate de oră, 40 de minute. Asta dacă nu mă duc undeva special, dacă am un eveniment special, îmi ia cam o oră. Te-ai bătut vreodată? Sincer, nu. Dar cred, ba da, la un moment dat, bine, nu pot să zic bătut, m-am certat cu o colegă în liceu, în clasa nouă. Avea venit ea la mine într-o pauză și ne-am certat. Și a fost așa, ne-am atins un pic. Dar nu a fost ceva foarte violent, adică nu știu, cred că ne-am împins de două ori sau chestii din asta. Și mai mult m-am bătut în generală, băteam băieții în generală. Țin minte că am bătut odată un coleg, l-am dat cu capul de bancă. Și cred că se și uită la clipul ăsta, Cosmin. Scuze. Sau nu era Cosmin, nu mai știu, oricum, Cosmin sau Morris. Știu că i-am dat, pe unul dintre ei l-am dat cu capul de bancă în general. Ce te atrage la un băiat? Ochii. În general îmi place dacă are o privire interesantă. Și zâmbetul. Da, ochii și zâmbetul. Dacă zâmbește drăguț, eu sunt deja... Da. Ce îți displace la un băiat? Aoleu, cred că dacă ar veni cineva, cred că cel mai groaznic lucru ar fi să-i miroasă gura. Să aibă respirație pe... Asta ar fi foarte nasol la noi. Nu știu efectiv să vorbesc cu el. De ce te-ai apucat de YouTube? Sincer, YouTube pentru mine a fost la început un experiment. Nu prea erau clipulețe în română și am zis să încerc eu să văd ce este. Și vă ca și ceva foarte drăguț. Frici. Mi-e frică de insecte. Mine nu pot să zic că mi-e frică, dar nu-mi place să mă atingă sau să stea pe mine. Și mi-e foarte frică de păianjeni și albine, pentru că dacă mă mușcă, mă umflu. Mă rog, am alergie. Și în rest ar fi evident... cade la înălțime. Ce te-a făcut să plângi ultima dată? Am plâns chiar zilele trecute, dar nu mai știu exact de ce. Eu sunt o persoană destul de emoțională și plâng destul de ușor, dar de obicei încerc să nu plâng în fața nimănui. Dar chiar nu mai știu de ce. Ultima oară când ai zis te iubesc. Acum... două zile i-am zis Alexandrei, dar presupun că întrebarea are legătură când i-am zis cuiva de sex opus te iubesc și asta ar fi acum 6 luni. Semnificația numelui tău de pe YouTube. Numele meu de pe YouTube nu are practic nicio semnificație în afară de faptul că conține numele meu, adică Laura. Reala Oran este un nickname ales de fostul meu prieten Andrei. L-am rugat să-mi facă un cont de YouTube și lui s-a părut că sună foarte interesant, Rea Lauran, și așa a rămas. Ultima carte citită. Nu mai știu care este ultima carte citită, dar momentan citesc La sud de graniță, la vest de soare, de Haruki Nakamura. Sper că am zis corect numele. Cartea pe care o citești acum, La sud de graniță, la vest de soare, de Haruki Nakamura, aceeași menționat mai devreme. Ultimul serial la care te-ai uitat este Sex and the City. Am văzut acum o oră un episod pentru că mie îmi place foarte mult serialul și cred că l-am văzut deja de... Asta e a treia oră când mă uit la el. Da. Și este episodul în care... nu mai contează. Ultima persoană cu care ai vorbit? Tata, tocmai ce îi ziceam că filmez și că să nu facă zgomot. Ultima persoană care i-ai dat mesaj? Stați să văd în telefon. Alexandrei, prietena mea. Mâncare preferată? Paste. Mâncare libaneză și mâncare asiatică, vietnameză, chinezească, e ok. Orice, să fie asiatică. Ce locuri vrei să vizitezi? Vreau să merg în California, în New York. Vreau să văd Londra.
lucru ce mai vreau să văd. Vreau să văd Vietnam, pentru că acolo stă sora mea și vreau să mă duc să o vizitez. Thailanda. Și... nu știu, eu vreau să călătoresc foarte mult. Unde ai fost ultima dată? Cred că ai se referă în ce loc vizitat. Și ultima oară am fost la munte în Sibiu. Nu. Întâi am fost la munte gen Brașov și după aia am fost în Sibiu. Ăla este ultimul loc vizitat. Placi pe cineva? Ah! Nu prea vreau să vă zic, sincer. Da, îmi place de cineva, dar nu vă zic. Ultima oară când ai salutat pe cineva? Chestia asta nu o să vă zic, serios, nu o să vă zic. Dar a fost curând. Ultima oară când ai fost insultată? Ultima oară când am fost insultată personal, nu mai țin minte, sincer. Oamenii nu sunt foarte răi cu mine, am observat, în afară de haterii de pe YouTube. Și dacă ar fi să răspund din prisma asta la întrebarea când am fost insultată ultima oară, cred că probabil acum 5 minute, când am primit un comentariu drăguț, negativ. Aroma de dulciuri preferată? Vanilie și căpșuni. La ce instrumente cânti? Cânt la pian, știu să cânt la, mă rog, xilofon? Da, xilofon se numea, celălalt era metalofon. Știu și la metalofon, e cam același lucru. Dar xilofonul este din lemn și metalofonul este din metal. Și la mai ce știu să cânt? Foarte puțin la chitară, dar în principal cel mai mult la pian. Bijuteria preferată? Bijuteria mea preferată este un inel primit cadou de la părinții mei anul trecut de Crăciun și sunt foarte mândră de el și îmi place la nebunie. Ultimul sport jucat? Fotbal? Da, fotbal. Dacă puteți să-l catalogați ca sport. Ce ar trebui catalogat ca sport. Ultimul cântec cântat? Aseară am ieșit și am cântat mai mult. Dar nu mai știu care este ultima melodie. Dar ultima pe care mi-o aduc aminte este Daniel Powter, Bad Day. Replica de agățat preferată? Sincer, nu am replica de agățat. Adică, eu cred că eu pur și simplu mă duc la un tip și zic bună și cum îl cheamă și că sunt încântată de cunoștință. Nu mă duc cu chestii gen, vai ce pectorali ai sau... când încerc sau ești... Nu știu. Ai folosit-o vreodată? Dacă n-am, nu. Ultima oară când ai ieșit cu cineva? Acum nu știu sigur dacă întrebarea se referă la cineva de sex opus sau cineva de același sex, dar... Azi se potrivește, da. Aseară am ieșit în expirat cu fetele și acolo ne-am întâlnit cu mai mulți prieteni. Cine ar trebui să mai răspundă la aceste întrebări? Oricine vrea, sunt întrebări simpatice și unele, da, să zicem, puțin mai personale, dar vă dați seama că nu înseamnă că trebuie neapărat să răspundeți la ele sau să dați toate detaliile. Desigur, răspundeți și voi la întrebări în comentarii sau puteți să faceți un clip pe care să-l lăsați ca video response la clipul meu și ne vedem pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram. Vreau să vă zic un Paște fericit și ne vedem marți cu un clip. Nu știu, vedem ce clip. Pa, pa!